De-a lungul timpului, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu a oferit publicului de la noi și nu numai artiști de valoare recunoscuți la nivel mondial. Iată că a venit și rândul dascărilor din mâinile cărora au ieșit valori să-și arate măiestria. Da, să zicem că este un concert aniversal. Noi este al doilea concert pe care noi îl oferim publicului sucevean în seara aceasta. Primul concert a avut loc în data de 9 decembrie cu ocazia aniversării a 25 de ani de când suntem liceu de artă. Și în seara aceasta oferim publicului sucevean al doilea concert, să zicem această mică stagiune pe care Orchestra Camerata vă propune de un an de zile. De când este înființată Orchestra Camerata? Orchestra Camerata a fost înființată undeva în anii 85-86, odată cu acea faimoasă cântare a României, unde noi, un grup de profesori de la școală de muzică, am înființat această camerata, unde era o orchestră mai mică, mai cu instrumente mai puține, și unde am participat la câteva ediții ale cântării României, am luat și niște premii, am fost și, din câte mi-aduc aminte, pe la Focșani. Iar după aproape 25 de ani, noi am reînființat această cameră, această orchestră, unde am cooptat și câțiva din elevii noștri cei mai talentați și să zicem că peste 60% sunt numai profesori de la noi, de la colegiu. Și iată-ne în al doilea an din noua camerata, să spunem așa. Cum au răspuns domnii profesori la provocarea de a fi interpreți în fața elevilor? Foarte, foarte pozitiv și chiar m-am bucurat că la repetiții nu prea lipseau, au fost foarte entuziasmați că n-au avut posibilitatea să studieze sau să cânte într-o orchestră simfonică după terminarea facultății. Au intrat direct în învățământ. Alții au cântat și n-au mai putut să continue. Și am venit noi cu această propunere și inițiativa mi-a aparținut, trebuie să recunosc. Felicitări. Și toți mulțumim și toți colegii mei au fost foarte și sunt foarte entuziasmați și iată-ne că în seara aceasta vă propunem un concert alcătuit, să zicem, din două părți, o parte mai clasică, să spunem așa, dar în verde vă propunem și Schubert, Sinfonia 8 neterminată, iar, să zicem, în partea a doua vă propunem niște polți și niște, să zicem așa, mai de sezon un pic, niște lucrări mai de sezon. La Casa de Cultură a Studenților, Orchestra Camerata a profesorilor și elevilor de la Colegiul de Artă a încântat publicul sucevean cu lucrări de Giuseppe Verdi, Franz Schubert și Johannes Strauss. Concertul a fost o reușită, s-a încheiat în acordurile marșului Radetzky, în aplauzele ritmate ale publicului prezent.